A fost identificată vârsta exactă la care oamenii simt că încep să îmbătrânească, 42 de ani. Un sondaj indică primele semnale văzute ca indicator de îmbătrânire. Un sondaj realizat în America, realizat de New York Post, a stabilit că americanul mediu începe să observe semnele îmbătrânirii în pragul celui de-al 42-lea an de viață, în timp ce vârsta la care se simte în culmea sănătății este de 34 de ani. La sondaj au participat 2000 de americani din eșantioane reprezentative. 15% dintre respondenți a declarat că și-au dat seama că îmbătrânesc înainte de vârsta de 35 de ani. Realizate de OnePoll pentru Found, interviurile au relevat că simptome ale îmbătrânirii, durerile articulare 39%, apariția unor afecțiuni cronice precum hipertensiunea sau diabetul 34%, încetinirea metabolismului 35% sau acumularea de greutate 30%. Deși înaintarea în vârstă este inevitabilă, schimbările sănătoase în stilul de viață reprezintă o măsură preventivă care poate contribui la atenuarea problemelor legate de vârstă, cum ar fi creșterea în greutate și afecțiunile cronice. Sondajul mai arată că, deși respondenții încep să observe că trebuie să facă schimbări în rutina lor de sănătate și wellness, în jurul vârstei de 39 de ani, 21% dintre ei neagă faptul că organismul lor îmbătrânește. Dintre cei care aleg să facă schimbări prin exerciții fizice regulate și o alimentație mai bună, 61% amână efectuarea schimbărilor timp de 3-6 ani, iar 29% până la 2 ani, relatează jurnalul.ro.